Coragen de la FMC este un insecticid cu activitate sistemică locală și translaminară pentru combaterea dăunătorilor din culturile de porumb, cartof, pomi fructiferi, vițe de vie și legume. Oferă o protecție excelentă a culturilor și combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare, ouă, larve și adulți. Coragen acționează prin contact, ingestie și absorpție cuticulară, insectele oprindu-și rănirea foarte rapid, chiar de la câteva minute după ingerarea substanței active. Coragen este eficient și la aplicarea la temperaturii ridicate de până la 33-34 de grade Celsius cu maximă eficiență. Insecticidul Coragen are un profil ecotoxicologic favorabil, protejează entomofauna utilă și este sigur pentru om și mediul înconjurător. Avem în jur de 50 de hectare, numai măr, cu diferite, mai multe soiuri, începând de la Jonathan Golden, care este vestitul și Jonathan, Pinova, Iona Gold, Brebor. În anii secetoși avem probleme cu dăunătorii, în special cu vermile mărului. Zborurile sunt 2 sau 3 zboruri pe an, dar acum e continuu. Din fericire, eu am fost chiar printre primii fermieri care am folosit produsul Coragen. Chiar în livada ce la mine s-a testat când s-au fost lansat pe piață și cu efecte foarte bune. Deci e extraordinar de bun. Îl aplicăm chiar primul tratament, îl aplicăm imediat după înflorit și după 14 zile revenim cu un al doilea tratament. Folosim în jur la 175 de mililitri pe hectar. Noi folosim cam în jur la volumul de soluție pe hectar, în jur de 800 de litri la hectar, volumul de apă. Și are rezultate foarte bune. Dacă n-aș folosi coragenul, nu 50-60% se diminuează producția pe hectar. Coragenul zic că e number one pe piață. Deci este super ok. Nu are cum să se lipsească un produs atât de bun, să lipsească din schema noastră de tratamente. Nu, niciodată, nu se poate. Folosim produsul Coragen în doză de 175 de mililitri pe hectar la speciile de semințoase, măr și păr. Datorită modului de acțiune al clorantraniliprolului, l-am folosit într-un singur tratament, aplicat imediat după scuturarea petalelor, dat fiind atacul produs de Sidia pomonella în prima generație, când pagubele sunt destul de importante. Astfel, recomand produsul tuturor fermierilor, fiind un produs de ultimă generație, fiind un produs cu un mod de acțiune diferit. În momentul de față, zic eu, este numărul 1 în combaterea lipidopterelor.